București, Timișoara și Iași arată senzorii early. Atât pentru moment, la știri este ora 17:05. La Digi FM rămâneți cu Lucian Mândruță. Lucian Mândruță face radio cu vocea ta la Digi FM, ca să știi. Salut, dragilor, vorbim despre siguranța la locul de muncă astăzi. Nu mai fac o introducere foarte lungă, știți ce s-a întâmplat la Petromedia. Explozie destul de severă. A fost găsită o persoană decedată și mai sunt încă vreo câțiva răniți. Unul dintre ei cu arsuri pe 40% în suprafața corpului. Mă enervează, patru unitate măsurile ca treaba să meargă fără să-ți pui viața sau sănătatea în pericol. Despre asta vreau să vorbim astăzi. Și dacă vrei să vorbești fără să te simți în niciun fel presat de, hai să zicem, ai 100 de lei? Da. Ok, trebuie să mă duc la bancomat. Yeah.
aici, restul. Ăsta e de la alimentarea aia, mă rog. Da, ăsta îl decontez la servici. Prima alimentare. Hmm? Aia e prima alimentare. Mergem la Sinaia să mâncăm sau unde e acolo? Vedem unde ieșim în Brașov. Vedem unde ieșim. Autoturismele, autoutilitarele până în 3 tone, adică 3 tone jumătate. Înțeleg, da. E nerespectat pentru că ți se dă foarte mult de muncă sau pentru că tu vrei să tragi cât mai tare, să faci cât mai multe transporturi? Da, bă, și nu te las. Unul la mână, ci se dă. Cine e? Obligatoriu la treabă. Devine șoferul sau patronul? Eu cred că patronul, toată organizația firmei, pentru că firma ar trebui să fie conștientă. Domne, noi mai plătim la kilometru, îi plătim la Ce am luat? George, salut! Da, da, bună ziua! Și acum stăm? Până dimineața! Stăm aici! Ne uităm la antena! Da, 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 pe calea pe ziua rei! Păi tot să spun că mi s-a întâmplat mie, fi ca multe! Ce s-a arătat? În primul rând, dacă tot e de actualitate, știu că este pentru media. Ai lucrat acolo? Am fost acolo, la Lumântu, la Remigiu. Așa. Odată m-am întotdeauna, că era să mă zic ce cauză, pentru că o coloană care am intrat să mă zic la sublătare, a fost spălată și curățată pe lumea, că e ridică. Pe două zile încă am învins, am zis că mor. Nu mai vreau și voi o pauză. Păi și cine a fost de vină pentru treaba asta? Ai reclamat șeful? Ai dat vreo explicație? Era de vină, că eu trebuia să dedic să fac o glicență, dar la vizie, că dacă sunt gaze în coloană, la coloană alta. Deci asta s-a întâmplat când ce vreau mai ține, eu ține tirul, dar nu puteam. Nu chiar așa de mult. Da.